Nici nu s-a sfârșit bine goana după cadourile de sărbători, că magazinele sunt din nou pline. A început sezonul de reduceri. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ne sfătuiesc însă să verificăm prețurile în mai multe locuri pentru a fi siguri că obținem cea mai bună ofertă. Atenție mare și la tentațiile online. Cele mai multe dintre centrele comerciale au vitrinele pline cu etichete țipătoare, care anunță reduceri. În fața avalanșei de reclame, puțini rezistă. Drept dovadă, coșurile de cumpărături s-au umplut rapid. Plus de pantaloni. Mai este de la cât la cât? De la 150 la 100. Economisiți bănuți, bănuiesc. Da, putem lua altceva cu ei. Mi-am luat niște pantaloni de training care erau vreo 100 de lei și am luat la vreo 50 de lei. Și iarna, și vara, mă apucăm și noi. Și găsiți lucruri interesante? Da, da. 40% a fost acum reducere. Cu toate că ofertele sunt tentante, comisarii pentru protecția consumatorului ne recomandă să nu ne lăsăm duși de val. Potrivit legii, atunci când anunță oferte, comercianții trebuie să afișeze atât prețul vechi, cât și pe cel nou, care trebuie să fie cel mai scăzut din ultima lună. În realitate, nu peste tot este așa. Nu de puține ori, după ce au realizat achiziția, au depistat prețuri mult mai bune la alți operatori economici, fără ca nici măcar acestea să fi fost reduse. Recomandăm, în primul rând, contactarea operatorului economic pentru lămurirea situației, iar în cazul în care răspunsul este nemulțumitor, să depună pe pagina autorității noastre o sesizare. Atenție și la comenzile pe care le faceți pe internet. Și asta pentru că, în această perioadă, apar tot felul de site-uri înșelătoare, care vă pot lăsa fără bani în cont. Cele mai multe companii fantomă nu au datele trecute pe site, datele de identificare, tocmai pentru a nu fi urmărite. Multe dintre ele sunt clonate, sunt foarte bine simulate și seamănă extraordinar de mult cu site-urile adevărate. Dacă un anumit site vă ridică suspiciuni, îl puteți raporta la poliție sau la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.